În acest weekend, la Galați, tineri din mai multe țări europene s-au întrunit pentru a discuta despre reciclare, o temă tot mai importantă pentru noi și planeta pe care trăim. Sunt pentru prima oară în România și am observat că aceste campanii pentru reciclare sunt foarte populare de mulți ani și vrem să aducem și alte experiențe, precum campania aceasta. Străinii au rămas plăcut impresionați de faptul că în România au început fel de fel de campanii menite să atragă atenția asupra reciclării și importanței acesteia. Nu mai este vorba doar de a proteja planeta, ci de a ne proteja pe noi. Trebuie să minimalizăm efectul și impactul gesturilor noastre asupra mediului, să nu mai deranjăm planeta, pentru că altfel vom avea soarta dinozaurilor. Dacă ne pasă de mediul înconjurător, ne pasă de noi. Cu acest tip de campanie arătăm că ne protejăm viața și arătăm că putem face orice din gunoi și astfel salvăm natura. Creștem nivelul de conștientizare a locuitorilor din Galați cu privire la problemele de poluare, problemele locale de poluare. Pentru asta, participanții au confecționat steagurile țărilor participante din deșeurile jetabile și pe lângă postere care prezintă informații despre țările respective. Evenimentul cuprinde un marș, să numim așa, în oraș, într-o zonă populată, și pe lângă oferim informații și pliante pregătorilor. Și la școala din Băneasa, județul Galați, au ajuns străinii. Elevi și profesori din Turcia, Polonia, Spania și Italia, implicați în programul Comenius, au petrecut câteva zile în România. Cadrele didactice spun că a fost o ocazie bună pentru elevi să cunoască diferite culturi. În cele 5 zile cât am fost în casa dumneavoastră, am petrecut clipe minunate, am văzut locuri și oameni minunați. Le mulțumesc organizatorilor pentru surprizele pe care ni le-au pregătit. Proiectul a fost inițiat de echipa din Turcia și suntem 5 parteneri din 5 țări. Am avut posibilitatea de a vizita multe locuri frumoase și la final vom face niște produse prin care să arătăm și celorlalți ce înseamnă Comenius. Proiectul a fost făcut special pentru elevii noștri, pentru că am vrut ca și copiii crescuți la țară să cunoască alte țări, să cunoască alte moduri de viață, să înțeleagă că trebuie să ne îndreptăm și noi spre ceva mai bun, mai bine, și pentru că ei sunt viitorul nostru, să facă tot ce este posibil ca să ajungem și noi la anumite standarde. Acest tip de proiecte interculturale oglindesc o aderare, cel puțin pe parte de învățământ, la valorile europene, pentru că prin activitățile desfășurate, tinerii au demonstrat că nu e important cât de diferiți sunt, ci că scopurile de a evolua sunt comune.